Salutare dragilor și bine ați venit la o nouă aventură alături de mine. Astăzi am venit cu ATV-ul la Paltinu și o să dăm o tură prin pădure, să vedem ce peisaje frumoase găsim. Acum pregătim ATV-ul pentru a fi dat jos din remorcă. Să aruncăm o privire și asupra ATV-ului, să vedem ce schimbări au mai apărut. După cum puteți vedea, am adăugat în zona aceasta niște protecții de noroi. Închidem și motorul pentru a putea să ne auzim mai bine. Protecții de noroi față-spate. Cutia aceasta de depozitare de 165 de litri. Protecție bulbar spate sau bară spate, cum vrem să-i spunem. Și bulbar pe față. Iar acum mergem să dăm o tură cu el să vedem cum se comportă pe drumul forestier.
greutate pe spate.
bine acum, nu? Foarte bine. Înainte sau la dreapta? La ce mai trebuie? E logic acolo pe unde e mai greu, nu? Hai, te ții bine? Stai pe spate acum, da? Ai înțeles de ce ți-am cerut să vii pe față? Ai grijă cu picioarele. Te-ai urcat pe mine și sper concentrare. Asta care se aude acum,
Intrada, motor. Înțelegi? Ha? Deci asta care se aude acum e frâna de motor, care dacă accelerezi, e în direct. Înțelegi?
ții bine pe spate și eventual dacă e nevoie să ridici picioarele ca să te putărești, da? Aici a venit.
Da. Tu trebuie să-i ții contra la răsturnare.
văd la ce am plăcut. Capacitate la urcare are, băi, nu zic, nu are, frate. N-am avut noi curaj primele pe ăsta, după aia am urcat pante mai abrupte decât alea pe care le-am evitat prima dată, nu?
timpul. Nu-mi place pe aici, e coborât prea mult în altitudine. Da. Da, păi am și eu am mânuri, dar nu mi le-am dat. Stau așa ca fraierul.
lasă. Gata, dragilor, iată că am ajuns și la finalul acestui episod. Aceasta a fost aventura de astăzi, plină cu peripeții și în care am încercat să vedem din nou care sunt limitele acestui ATV. Am trecut așteptările, ca de obicei, ba chiar putem spune că rezistă la niște înclinații foarte mari.
l-am testat pe niște pante foarte abrupte. Nu ne-a dezamăgit absolut deloc. Cutia își face treaba, dar mai ales trapul acesta își face treaba, pentru că dacă nu l-am avea, cutia ar putea sări de pe locație, chiar dacă e strânsă foarte bine. Ia uite, nu ne mai înămolim, nici măcar pasagerul din spate, având cutia și având aceste protecții de noroi. E un pic murdar pentru că am intrat cu el în apă până la nivelul acesta, dar asta mai mult ca să-l recorim un pic. După o zi plină de agitație, am consumat două liniuțe din rezervor și am făcut 70 de kilometri cu el astăzi. Acum mergem cu el la spălătorie, dar cel mai probabil mâine. Astăzi nu avem timp pentru așa ceva. Acum țop ATV-ul aici și continuăm până acasă. Videoclipul de astăzi acum s-a terminat și sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe pentru a nu rata episoadele ce urmează. Și eu am fost Will Spinner. Asta a fost tura de astăzi cu ATV-ul. Lăsați și voi în comentarii și spuneți-mi ce ar trebui să încerc cu el datele viitoare când o să-l scot la ture. Ciao. Stai. Vino acum pe pagina mea de YouTube și abonează-te pentru a fi la curent cu toate videoclipurile.